Dă-ne ceva frumos. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Andrei Mihăilescu. Bună seara! E băiatul meu? Adevărat? Hai să facem frumos! Maluma, baby! Eu quiero pasarte, tu te vas corriendo! Sunt aici, wow, da! Salut, eu sunt Ondi și astăzi vom vorbi despre muzică, mai exact despre versurile din melodii. Știu că românul s-a născut poet, dar mai știu și că asta e o prostie, precum că... Știu că asta e o prostie, precum... Știu că asta e o prostie, E o prostie să te emoționezi acum. Stai un pic, stai un pic. Ai uitat textul, ai emoții. De mare. Vai, mă! Păi nu stăm noi, păi nu respirăm noi un pic, păi nu facem un pic de meditație transcendentală, păi nu ne revenim noi, păi nu intrăm noi pe flow. Haide, noi suntem alături de tine. Așa. Nu cred că s-a întâmplat nicio dramă. Cred că e uman să te mai și încurci, e uman să ai emoții. Bă, am încercat să-l redresez pe om. Chiar am încercat să-l redresez pe om. Știu că românul s-a născut poet, dar mai știu și că asta e o prostie, precum că veșnicia s-a născut la țară. Dacă era așa, satele nu mai aveau cimitire sau fiecare cimitir avea alea poeți. Vorbește-mă mai tare, că n-auzim. Ina cântă piesa Cum ar fi. O piesă foarte miștos, asta Cum ar fi, și spune în ea: o simt atât de tare, îmi face bine, îmi face gândul meu să zboare în cap la mine. Ar fi putut foarte ușor să spună: o simt atât de tare, îmi face bine, gândul meu a vrea să zboare în capul care intră în mine, ca să fie o idee unitară. Și stau și mă gândesc, mergea foarte bine varianta asta pentru Alina Plugaru la ceva de prezentare acolo pentru ea. Înțeleg că trebuie să iasă ritmul și ritma, dar purtea foarte ușor să fie: o simt atât de tare, îmi face bine, gândul meu a vrea să zboare în cap la mine, ca să fie o idee unitară. Am un vujade. Trebuia să repet, poate n-ați înțeles. Nu s-a înțeles. Așa cum am găsit la Feli, m-am dezbrăcat de haine ca să mă îmbrac cu tine. Iubitule, mai stai puțin că vine. Bă, păi dacă eram cu amanta mea în pat și auzeam: iubitule, mai stai puțin că vine, bă, păi fugeam, păi știi cum? Mă duceam, mă hai, le aruncam pe stradă. Feli mai spune: și mă scufund în tine chiar dacă nu știu să nu. Bă, dar asta mă cam sperie puțin, pentru că eu preferam să fie invers, gen să mă scufund eu în ea. Și lasă că te sună mai târziu, ține telefonul pe silențios. Eu îmi fac treaba dacă trebuie, vă spun sigur să cine și-o face iubitului Carmen de la Sălcioa. Ea chiar cântă dezamăgită: noapte bună, iubi, noapte bună, eu mă uit la lună cu poza ta în mână. Și asta mă casterie puțin, pentru că dacă ai poza în mână, de ce nu te uiți la ea? Dacă te uiți la lună, de ce mai ții poza iubitului în mână? Cu siguranță că așa avea o iubită care face așa, a sunat de urgență la ambulanță ca să o lege. Ambulanțele leagă. Ambulanțele de aia vin, să te lege. Mai departe, Carmen face până și Sorcova de rușine: tare ca vântul, iute ca gândul. Putea foarte ușor să spună: tare ca piatra, dar vă dați seama să confunda mesajul cu cel din melodia Inei. Cu toți îl știți pe Johnny Romano, piesa Mamă n-am unde să fug că mă vede țiganii, mamă n-am unde să fug că vrea ca să-mi ia banii. Și sunt sigur, sunt foarte sigur că piesa asta a apărut în ziua în care Connector i-a propus să-l impresarieze. That's funny. Mulțumesc. Gata? Asta a fost tot? Muzica românească e un izbor nesecat de perle. Cum doar două,